Managerul Teatrului de Artă din Deva, regizorul și actorul Mihai Panaitescu, a primit premiul de excelență la gala premiilor Uniunii Teatrale din Moldova, Unitem 2024, ediția 23, eveniment ce s-a desfășurat luni seara la Teatrul Național Satiricus Ile Caragiale din Chișinău, Republica Moldova. La gala premiilor Unitem 2024, ediția 13-a, care a avut loc luni în sala Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale și transmisă în direct la Moldova 1, Senatul Unitem a decis să acorde premiul de excelență regizorului Mihai Panaitescu, doctor în teatru și artele spectacolului, managerul Teatrului de Artă din Deva. Wow! Bună seara! Ce pot să vă spun, că sunt și eu emoționat, sunt onorat că sunt aici și că am primit acest premiu. Sunt și fericit, vă mulțumesc tuturor și la final am să spun un cuvânt, noi nu folosim în România, dar atât de frumos și atât de emoționat, vă cuprind! Cu activitate neîntreruptă de 20 de ani la Teatrul de Artă Deva, acesta s-a remarcat prin regia și scenografia realizate pentru 10 de spectacole de teatru, care s-au bucurat de un mare succes și au rămas în sufletul spectatorilor. Din anul 2016 este managerul Teatrului de Artă din Deva. În cadrul galei premiilor Uniunii Teatrale din Moldova, Unitem 2024, au fost premiați cei mai buni actori ai anului și cele mai reușite spectacole.